never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salutări, bine ați revenit, continui cu capitole din primul ajutor, încerc să le termin repede, de-aia repet, fac unul după altul. Acum avem febra, e un capitol, eu cred că destul de important, pentru că se poate întâmpla de la o răceală sau poate chiar o infecție să ai febră și dacă ești în natură. Haideți să vedem. Manifestări. Pot fi prezente una sau mai multe manifestări. Durere de cap, greață, vomă, convulsii, stare generală rea. Avertisment. Temperatura normală la adulți este de 37 de grade. De cele mai multe ori, febra indică prezența unei infecții. O febră mai mare de 38 de grade, însoțită de durere de cap sau convulsii, necesită consult medical de urgență. Nu dați medicamente copiilor mai mici de un an dacă au făcut febră înainte de a consulta medicul. Temperatura măsurată rectal este cu 0,5 grade mai mare decât cea măsurată bucal. Și cea măsurată la sub braț. Seara, temperatura este mai mare. Nu lăsați victima singură. Acțiune imediată. Temperatura peste 39 de grade poate fi scăzută prin comprese călduțe aplicate pe corp, în special în zona toracelui. Îmbibați un prosop în apă călduță și înfășurați corpul. Apoi, acoperiți cu o pătură pentru menținerea confortului termic. Puteți să scădeți temperatura mare dacă faceți bolnavului dușuri călduțe, deci nu reci. Puteți pune comprese călduțe și pe fruntea bolnavului. Administrați cât mai multe lichide, supă, ceai, suc de fructe, etc. Așezați victima într-un loc liniștit pentru a se putea odihni. Solicitați asistență medicală de urgență dacă temperatura ridicată persistă. Acțiuni suplimentare. Verificați temperatura din 30 în 30 de minute. Notați orice vi se pare anormal cu privire la starea bolnavului pentru a putea să informați medicul. Asigurați confortul victimei, liniștiți și încurajați victima. Și atât. Următorul capitol va fi fracturarea mâinii. Haideți să vedem câte capitole mai avem. Deci fracturarea mâinii, fracturarea piciorului, hemoragie externă, hemoragia internă, hemoragia nazală, inconștiența, necul, fără ochelari cam greu, infarctul, înțepături de insecte, mai avem intoxicație alimentare, cu alcool, cu ciuperci, leșinul, leziuni ale capului, leziuni ale coloanei, leziuni ale gâtului. Deci mai avem destul de multe. Luxația, mușcături de animale, rănirea, rănirea prin înțepare, răul de mișcare, sughițul, șocul anafilactic, toxinfecție alimentare, vărsătura, vezicule, mai avem niște anexe cu resuscitare. Deci mai avem destul de multe. Eu nu mă așteptam, adică am crezut că am făcut măcar aproape de jumate, dar cred că n-am ajuns nici măcar la jumătate. Deci o să ne grăbim, pentru că mai avem destul de multe capitole. Bun, cam atât, să nu mă întind la vorbă. Vă doresc multă sănătate și o zi frumoasă. La revedere!